se reiau audiențele cu reprezentanții Casei Județene de Pensii Cluj la Primăria Câmpia Turzii. Începând de miercuri, 18 mai 2022, în intervalul oral 11-13, reprezentanții Casei Județene de Pensii Cluj vor fi prezenți la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, în cadrul audiențelor săptămânale. Se preiau și dosare pentru acordarea indemnizației prevăzută de legea numărul 154/2021 pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului numărul 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice pentru solicitanții care au domiciliul în raza municipiului Câmpia Turzii. Pentru depunerea acestor dosare, documentele se prezintă în original și copie. Dosarele se depun personal în situația în care, din motive întemeiate, solicitantul nu se poate prezenta personal, actele se pot depune prin mandatar desemnat prin procură notarială. Viața este ca o tablă de șah. Poți să fii pionul, dar alegi să fii regina. O diferență. Descoperă colecția de parfumuri arăbești de la Tabaco Câmpia Turzii. Inspiră pe cei din jurul tău. Tabaco. We always surprise you with something new. Salina Turda S.A. angajează personal pentru punctul de lucru Ștrandul Durgău, situat în Turda, Alea Durgăului, numărul 4, județul Cluj. Vânzător, 2 posturi. Lucrător în bucătărie, 2 posturi. Debarasator, 2 posturi. Femeie de serviciu, 2 posturi. Casier, 1 post. Candidații interesați pot trimite CV-ul la următoarea adresă de e-mail: office@salinaturda.eu sau la sediile societății din Turda, Alea Durgăului, numărul 7, sau strada Salinelor, numărul 54B, până la data de 31 mai 2022. Pentru un motor puternic. Pentru o mașină sigură. Pentru responsabilitate în trafic. Pentru a te simți în siguranță la volanul autovehicului tău. Pentru o viață mai prelungită a motorului. Când vorbim de service auto, vorbim de Airbag Turda. Ne găsiți pe strada 22 decembrie, numărul 12C, Turda. Ai grijă de mașina ta, iar ea va avea grijă de tine. Airbag Turda. Pentru siguranța mașinii tale. Direcția de Asistență Socială anunță că începând cu data de 16 mai 2022, începe în municipiul Turda distribuția pachetelor cu produse alimentare acordate prin programul operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Fiecare pachet cu ajutoare alimentare cântărește aproximativ 25 de kilograme. Pachetele pot fi ridicate de la punctul de distribuire POAD din Turda, strada Aurel Vlaicu, numărul 3, postul liceu Chimie 2, lângă primărie, de luni până joi între orele 8-13 și vineri între orele 8-12. Vremurile grele nasc bărbați adevărați. Bărbați adevărați aduc vremuri mai bune. După muncă și răsplată. Tabaco, cea mai mare gamă de băuturi exclusiviste. Meriți ceva bun. Tabaco. We always surprise you with something new. Președintele României, Klaus Iohannis,
a promulgat legi extrem de importante pentru sectorul agricol, legea ce vizează facilitarea investițiilor în sistemele de irigații din fonduri naționale și europene, precum și actul normativ ce prevede ca angajații din domeniul agriculturii și industriei alimentare să primească un salariu de minim 3.000 de lei. Pe lângă salariul minim de 3.000 de lei, guvernul dă undă verde facilităților fiscale ce fac posibilă impozitarea lucrătorilor din agricultură în mod identic cu cei din sectorul construcțiilor. Pentru a beneficia de scutiri la impozitul pe venit, cotă de 10%, de contribuția la sănătate 10%, reducerea contribuției la pensii de la 25% la 21,25%, este necesar ca angajatorii să realizeze o cifră de afaceri de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. De menționat este că facilitățile se vor aplica la veniturile brute lunare între 3.000 și 30.000 de lei, dacă salariații au o normă întreagă de muncă. Apreciem pe cei care se trezesc de dimineață. Apreciem pe cei muncitori. Apreciem pe cei ce construiesc. Apreciem pe cei ce vor mai mult. Apreciem pe cei cu idei. Apreciem pe cei care iubesc munca. Apreciem pe cei care își construiesc visul. Viamso, totul pentru casa ta. În perioada 17-19 iunie va avea loc a 7-a ediție a Festivalului Internațional de Șah pentru Copii, Cupa Salina Turda. Alături de Salina Turda, sprijinim Clubul Sportiv Potaița Șah Club în vederea organizării Festivalului Internațional de Șah pentru Copii. Sala de joc va fi în Salina Turda, pe strada Alea Durgăului numărul 7, iar intrarea jucătorilor și a unui însoțitor este gratuită pe durata celor 3 zile de concurs. Festivitatea de premiere va avea loc duminică, 19 iunie 2022, de la ora 15:30. Se vor acorda cupe, medalii și diplome. Construcții Acoperiș Turda. Seriozitate, profesionalism, garanție. Dacă vrei un acoperiș sigur. Dacă vrei un acoperiș puternic. Dacă vrei un acoperiș modern. Dacă vrei un acoperiș nou. Apelează firma de construcții acoperișuri din Turda la numărul de telefon 0768-314-264. Construcții Acoperiș Turda. Specialiști în montaj și reparații acoperișuri. Ne vom folosi experiența de peste 15 ani în domeniu pentru proiectul tău. Construcții Acoperiș Turda 0768-314-264. Cea mai nouă tehnologie în ceea ce privește aerul condiționat al mașinii dumneavoastră este prezent la serviciul Airbag Turda. Texa R1234YF este un dispozitiv care este total automatizat. Acesta verifică, videază, adaugă ulei și umple instalația cu agent frigorific, total automatizat și rapid. Întreaga operațiune durează aproximativ 20-30 de minute, în funcție de tipul mașinii dumneavoastră. Dacă nu se respectă această normă de agent frigorific, instalația de aer condiționat automobilului dumneavoastră va avea de suferit. De aceea, dacă aveți probleme cu aerul condiționat și nu numai, specialiștii din cadrul Airbag Turda vă așteaptă pe strada 22 decembrie 12C sau îi puteți contacta la numerele de telefon 0744 705 690 sau 0758-226-622. Pentru un motor puternic. Pentru o mașină sigură. Pentru responsabilitate în trafic. Pentru a te simți în siguranță la volanul autovehicului tău.
pentru o viață mai prelungită a motorului. Când vorbim de service auto, vorbim de Airbag Turda. Ne găsiți pe strada 22 decembrie, numărul 12C Turda. Ai grijă de mașina ta, iar ea va avea grijă de tine. Airbag Turda, pentru siguranța mașinii tale.